Descoperire de-a dreptul tulburătoare la groapa de gunoi din Oravița, un bebeluș de câteva zile a fost găsit fără viață într-o pungă. Este vorba de cadavrul unei fetițe. Un bărbat a sunat la poliție și a dat alarma. Autopsia urmează să scoată la iveală vârsta copilului, data morții, dar și cauza. Descoperirea a fost făcută de un bărbat care a vrut să arunce niște resturi vegetale la groapa de gunoi a orașului când a observat mai mulți câini în jurul unui sac din plastic și a dat seama că ceva nu este în regulă. S-a apropiat să vadă ce se afla acolo, dar nu s-a așteptat la ce avea să urmeze. În pungă se afla trupul unui bebeluș fără viață. Bărbatul a sunat la 112 și la fața locului au sosit polițiștii criminaliști de la poliția orașului Oravița, care au izolat zona și au început imediat cercetările. Din primele cercetări, oamenii legii au realizat că este vorba despre o fetiță de câteva zile nou născută. Cadavrul a fost dus la morga serviciului medico-legal de la Reșița, unde astăzi se va face necropsia, care va stabili dacă fetița era moartă când a fost pusă în sac sau a fost pusă vie și a murit asfixiată sau a suferit și alte violențe. De asemenea, medicul legist va stabili vârsta exactă a fetiței, mai exact câte zile avea de la naștere, având în vedere că locul în care a fost găsit cadavrul este la o distanță destul de mare de ultimele case, mai mult ca sigur că sacul a fost adus și aruncat acolo, probabil de o rudă a femeii care a născut fetița. Polițiștii continuă cercetările și încearcă să o identifice și pe mama bebelușului, care și-a abandonat fără milă propriul copil, relatează Observator News.ro.